În zona carcerelor, așa zisului izolator. Se putea ajunge de la simplu fapt că erai pândit de gardian pe vizetă sau pe vizor, că unele celule, cum se poate vedea și aici, observați, e și un așa zis vizor, o găurică prin care erai pândit de gardian, nu aveai voie să fii în unghiul mort, sub nicio formă. Se deschidea ușa și erai aspru pedepsit. Trebuia să fii în unghiul vizual al gardianului. Pe toată durata de la ora 5 dimineața la ora 22. Nu aveai voie să te așezi nici pe marginea patului. Trebuia să stai în picioare sau pe beton. Sau pe supaturi pe beton. Era singura posibilitate. Era o modă de teroare, de pedeapsă, și fizică, dar și psihică în același timp. Sigur că de erai văzut că deții un act de cusut. Pedeapsa era de minim 7 zile de izolare și acul se confisca. Acele erau confecționate de noi, incredibil, fără să ai vreo sculă, fără să ai bază materială, fără nimic. Făceam niște ace, când te uitai, ziceai că e marca Zinger. Da. Și toate acestea se petreceau în celulele noastre. Era o adevărată tehnică să poți realiza și multe lucruri concurau la realizarea unui ac de cusut, pentru că era un bun al tuturor din celulă, trebuia cu strășnicie, ascuns, imediat, să dădea din mână în mână. S-au întâmplat cazuri când te-a văzut cu acul, dar până să deschidă ușa, acul a dispărut. Și nimeni, toți spuneau, nu, n-am avut niciun ac, absolut nimic. Băi, mă faci prost, nu se poate. Și atunci era scos unul la întâmplare și bătut până nu se mai putea ține pe picioarele lui. Și a dus înapoi în celulă ca să spună, acu era acu. Unii săraci au cedat și spuneau, nu rezistau, nu puteai să nu-i ierți. Dar rămâneam fără ac și era pedepsit proprietarul acului. Dar unii au rezistat. Și pentru noi cei tineri au fost adevărate modele demne de urmat în viață. În ale moralei mă refer. Nu era ușor să reziști unor astfel de bătăi, dar cei mai mulți dintre noi au rezistat totuși. La izolare eram în pavilionul principal, celula 37, etajul 1, când se tot deschidea ușa, bă, tu ce știi să faci, tu ce știi să faci, și îi treceau pe tabel. Și unul care făcea închisoare de mulți ani mă întreabă, băi, te văd așa tânăr și puternic, tu chiar nu știi nimic să faci? Tu de ce nu te treci pe tabel să ieși la muncă? Că uite, e o bucată de pâine mai mare, e o hrană ceva mai bună. Ba știu să fac mai multe treburi. Am învățat de la tatăl meu. Și ce știi? Păi mă pricep la tâmplărie, la dulgherie, tinichigerie, tapițerie, cizmărie. Le fac toate foarte bine, dar foarte încet. Că-s meticulos, că-s așa, n-am viteză, că nu lucrez toată ziua. Dar, păi trece-te, bă, pe tabel. Și m-am trecut pe tabel și am ajuns în fabrica de mobilă de la Gherla. Dar n-am apucat să lucrez decât 3-4 zile acolo, că am fost vizitați de comandantul Petrache Goiciu, fost acarpă la Galați, așa, și de Mihalcea, șeful fabricii de mobilă din incinta penitenciarului din Gherla. Și au găsit un pretext așa, m-au
bătut și la care Goiciu a spus să-i faci raport și îl bagi la zarcă. Izolarea în Gherla era în pavilionul de pe vremea lui Maria Tereza, la demisol. Pereții erau din piatră și erau 6 celule, țin minte, iar scara de acces din curte avea o lățime de maxim 60 de centimetri. În așa fel încât unul din gardieni mai burtos, așa, unul din frații Șomlea, mi-amintesc, nu putea să intre pe acele scări. Nu încăpea, n-avea cum. Ei, și am fost în a doua celulă din stânga, doar o ferăstruică sus era deasupra solului, deasupra curții. Atât se vedea, nu vedeai desigur nimic, că erau niște șicane din tablă, așa și așa, ca să nu intre nici ploaia și nici aer, nu prea intra decât foarte puțin, dar din cauza condensului curgea apă pe pereți, la picioare și s-a adunat apă câțiva milimetri acolo, dar era destul să stai cu picioarele în apă zi și noapte. Țin minte, când am intrat în acea celulă, era 2 septembrie 1959 și am găsit zgâriat, probabil cu coada lingurii, pe perete. Astăzi, 2 septembrie 1958, voi fi scos și dus la locul de execuție, semnat Alexandru Dejeu. Și eu intram în acea celulă exact după un an. Foarte interesant. Alexandru Dejeu, unul din căpeteniile unui grup de rezistență din partea răsăriteană a munților Apuseni, nimeni altul decât fratele fostului ministru de interne, Gavril Dejeu, care mai trăiește în Sibiu și, într-adevăr, a fost scos și executat într-o încăpere de la Gherla, situată cum intri pe poartă, o clădire pe stânga. Acolo au fost mai mulți dintre noi executați. În încăpere, ca să nu se audă împușcăturile, probabil, și nici să nu se deranjeze prea departe. Gavril Dejeu a făcut parte din grupul lui Capotă, tot de acolo, din zona Apusenilor. A fost o zonă de rezistență și acolo, demnă de luat în seamă. În partea sudică acționa majorul Dabija, care au fost arestați și condamnați la moarte, 7 dintre ei executați în noaptea de 28-29 octombrie 1949, în Dumbrava Sibiului. Pe locul unde au fost găsite osemintele s-a ridicat un monument de către colegii mei, nu de statul român, că statul nu are niciun interes ca să se cunoască adevărata istorie a acestor meleaguri. Și tot în Apuseni, că veni vorba, a acționat și grupul lui Teodor Șușman, primarul din Răchițele. Primul primar comunist după Teodor Șușman, care a fost primar în Răchițele înainte de război, în timpul războiului și puțin după război, până a luat drumul munților cu arma în mână, așa, frații Șușman și cu mulți alții, primul primar comunist a fost bunicul lui Emil Boc în Răchițele. Bunicul lui Emil Boc.